Salut, prieteni! Multă lume mă întreabă și mă roagă tot să fac câte un video, să mai povestesc despre felul în care lucrez, în care scriu muzică, în care compun, cânt. Și acum cred că este un moment potrivit să vă arăt o chestie practică care o fac chiar acum pentru cineva. Este vorba despre o piesă lentă, frumoasă, a unui interpret din România, un prieten de meu. Iar piesa este făcută pentru altcineva, deci este un negativ la comandă. Și chiar în clipele următoare urmează să scriu o partiție de pian. De obicei, într-o piesă pianistică, majoritatea din ele care le fac sunt pianistice, pianul este primul instrument care îl scriu. Apoi le scriu pe celelalte și când ajung la final, de obicei, șterg pianul și mai scriu o dată într-un mod care ține cont de celelalte instrumente care deja sunt scrise. Și într-un fel mai cântă mai puțin unde nu trebuie sau cântă sau suplinește anumite pauze sau anumite chestii goale care au rămas în muzică, da? Dar asta este doar un gen de aranjament, fiindcă sunt alți compozitori, alți producători care altfel scriu lucrurile și au alte principii. Eu, practic, ca în aranjamentele mele, totuși să fie un instrument care să predomine, un instrument care să fie totuși principal. În majoritatea cazurilor este piano, iar se mai întâmplă să folosesc și o chitară electrică sau acustică. Au fost chiar aranjamente care le-am scris fără niciun ton de pian sau de clapi, deci doar chitară sau deci se mai întâmplă, sunt excepții pentru mine. Iar acum să urmărim cum înregistrez eu o partiță de pian. Deci e vorba despre o baladă, este vorba despre o piesă lentă, majoră. Și noi ca și pianiști deseori uităm că trebuie să cântăm frumos. Noi putem să cântăm sofisticat, putem să cântăm rapid, lent, cum vrei, dar uităm de acest atribut care la oamenii obișnuiți, frumos sau urât. Ei, frumos e atunci când te atinge, frumos e atunci când îți transmite ceva. Eu voi încerca acum să scriu o partiță de pian care să aibă o stare, care să aibă o imagine, un tablou, care să aibă o explozie la un moment dat, să aibă desfășurare, ca și o carte are introducere, cuprins și încheiere. Așa ar fi trebuit să fie și muzica noastră. Și ceea ce mai place să fac e să înregistrez cap-coadă toată piesa. Deci aici am niște note, le-am scris inițial ca să știu armonia, le știu deja pe de rost, iar oricum îmi rămâne aici pe masă. Deci, hai să încercăm. Thank you.
Bine, am să mai redactez din el. Este înregistrat în formă MIDI. Mai are nevoie să fie redactat ca și velocitate, ca și cuantizare un pic. Nu cuantizez niciodată la 100%. Cred că 70-80%. Ce să vă mai zic? Cred că am să folosesc un pad care va cânta aceleași note exact. Și va fi dat foarte, foarte, foarte încet, că nici măcar cred că nu vom auzi, dar el va crea baza aia stereofonică largă care avem nevoie să fie aici. Succes! Dacă vă place video-ul ăsta, semnați-vă și subscrieți la canal. Pa, pa!